Hei, 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 bună dimineața! Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Haideți să vedem care este mesajul pentru astăzi din partea Spiritului. Poftă bună la cafeluțe, poftă bună la ceiuți, poftă bună la viață și la zăpadă, ce să vezi? Ia să vedem care este titlul emisiunii. Self-indulgence, se spune, și focus on the self. Concentrează-te pe tine, pe propria ta persoană. Este timpul pentru vindecare. Shadow work, iată-te, pentru cei care vor să facă munca cu umbra interioară, este timpul să faceți lucrul acesta și mai vorbește și despre apreciere de sine. Deci astăzi concentrează-te pe propria persoană, este despre tine, a sta tu cu tine, pentru tine, cum îmi place mie să spun. Hai să vedem pe calea astrelor, scorpionul, îl vedem aici, poate sunteți voi în scorpion, sau vorbim despre subconștient, ia vezi tu acolo care sunt programelele, ia vezi tu cum lucrezi cu tine și comunicarea, da, comunicarea cu subconștientul, extraordinară. Sunt tot felul de tehnici prin care poți face lucrurile acestea. La fel de bine gemenii, da, îi vedem aici, poate să fie vorba despre o comunicare, da, cu cineva din cele două zodii sau oricare altă zodie. Putem vorbi și despre lucruri ascunse, da, secrete, sper să nu fie bârfe, că poate indica și lucrul acesta. Stai departe de bârfe și telenovele de genul ăsta. Mergem mai departe să vedem punctele importante pentru astăzi, dragii mei. Ia să vedem. Să vedem ce o să iasă, domnule, ce o să iasă de aici și să vedem. Ia, la, Twin Flame, mamă, dar să ține flacăra asta geamănă de numa să ține de voi. Și ce mai avem? Uf, doamne, da, de-aia vorbeam de subconștient, de-aia vorbeam de a lucra cu tine, pentru că vedem rana aceasta de respingere. Există o fragmentare a sufletului, să zicem așa, de dragul discuției. Aici trebuie lucrat. Dacă vrei tu să intri într-o relație armonioasă cu flacăra ta geamănă, pentru că dacă intri în situația asta, că poți intra, da? Te vede Dumnezeu de numa, pentru că o să-ți arate toate rănile, o să-ți arate toată nebunia din interiorul tău și ai să dai capul de pereți. Mai bine faci tu munca aceea singură, da, unexpected. Mamă, ceva neașteptat. Flacăra vine, flăcărica vine și vine, mă neașteptat, și am văzut și în citirea de ieri, dacă nu mă înșel, lucruri de genul acesta. E același mesaj, se repetă, mamă, interesantă săptămână. Te împinge spiritul la o transformare extraordinară, extrem de puternică. Dacă n-ai vrut poate de unul singur, uite, vine flacăra ta geamănă să-ți arate niște treburi acolo, poftim, inner child, vindecarea copilului interior. Da? Și am să o las și pe asta aici. Și ce văzurăm? Uite, intervenția divină. N-ai vrut singur, lasă că te dăm noi cu căpșorul de pereți prin intermediul flăcării gemene. Asta este, eu tot vă zic pe canal aici niște treburi de ceva vreme. Haideți să vedem și mesajul din partea Doamnei Lună. Da, n-ai ce face, surrender to the divine. Lasă-te pe brațele Universului, nu ai niciun control aici. Ba da, ai un control, și anume felul în care tu răspunzi emoțional la ceea ce se întâmplă. Este intervenție divină, înțelege lucrul acesta, primește lucrurile și ia-le exact așa cum sunt. Hai să mergem mai departe și să vedem ce alte mesaje mai avem noi aici pentru voi, pentru astăzi. Ce săptămână intensă, ce mesaje interesante. No, bine, hai să vedem ce mai avem. Și nu, sunt din Ardeal, dar îmi place acolo. Am auzit o întrebare dacă sunt din Ardeal, nu. Îmi place, dacă m-aș muta, bineînțeles că acum m-aș muta la Cluj. Cine știe. Bun, din nou overthinking, da? Din nou supraanaliza, gânduri peste gânduri. Și repet, e bine, dar să nu exagerăm. Pentru că, vedem, s-ar putea să dea nopți nedormite, tot felul de agitații interioare și lipsă de asta, de odihnă, de relaxare, de somn. Că de-aia ți-a spus, ai ceva mai multă grijă de tine, este timpul să te odihnești, renunță la agitația aceasta mentală. Și cum faci, ți-a spus-o foarte clar, surrender to the divine. Lasă, ia-le, frate, așa cum să, păi, este ceea ce este. Poți să schimb ceva? Nu, dacă mă enervez, schimb ceva? Schimb chimia sau descărcarea chimică în organismul meu, ceea ce nu este bine.
Ok, ce mai vedem? All That Glitter, numărul 16, interesant, s-ar putea, pentru că numărul 16 indică turnul și anume niște răsturnări brusce de situație, s-ar putea în unele cazuri să pice niște măști și să-ți dai seama, stai că vine un alt mesaj, să-ți dai seama că ceea ce tu credeai că poate este your twin flame, da? Că poate este flacăra ta gemenă să nu fi fost, cine știe. Sau, mă rog, ceva ce credeai tu că este într-un fel, este aur, este nu știu ce comoară, de fapt era doar glitter, era doar sclipit și nimic mai mult. Și din nou această carte a comunității cere ajutorul, vine mesajul de data aceasta, cere ajutorul celor din jurul tău să, nu știu, să poți identifica niște lucruri sau, iată-te, să poți vindeca ceea ce este de vindecat. Soulmates, cartea sufletelor pereche. Vezi ce faci cu vindecarea ca să poți primi ceea ce este... Ok, benefic pentru tine. Hai să vedem și lămuririle. Why is this thinker? Wow! Mamă, ce agitație! La ce vă gândiți voi? Ok? Nu știu, ori voi vă gândiți la această împărăteasă, poate să fie cineva părinte, da, deja mi se spune, poate fi cineva în taur, evident. Vă gândiți la o persoană puternică și știți, simțiți că este o legătură de suflet extraordinară acolo, dar simt că există oarecare teamă de a te deschide, pentru că există acea rană de respingere, poftim. Ce am spus? Ia că treiul de săbii, e timpul să-ți vinde sufletul, e timpul să te odihnești, pentru că rănile astea sufletești pe unii dintre voi vă chinuie foarte, foarte tare. Cred că unii dintre voi ați fost dezamăgiți profund în cadrul unui parteneriat, în cadrul unei relații, mă rog, indiferent de natura ei. Ați crezut niște treburi și s-a dovedit sau se va dovedi a fi cu totul și cu totul altceva și va trebui să luați o decizie și nu știți ce, că de-aia vă spune apelați la cineva din comunitatea voastră, un prieten, mă rog, ce-o fi acolo, pe cine aveți voi de încredere pentru a vă ajuta să lămuriți niște chestii în căpșorul vostru, în mintea voastră. Hai să mergem mai departe cu Cupid Deck și să vedem ce alte mesaje mai aduce pentru astăzi. S-a întors? Nu s-a întors. Nu s-a întors. The Judgment. Iată-te, judecata o vedem. Judication, sorry. Da? Judecata o vedem aici. Nu știu, stai și te gândești și, repet, supraanalizezi niște chestii. Poate ai de ales între două persoane. Vedem individul stă și se uită când la unul, când la altul. Vezi tu ce alegi până la urmă. Alege ce este mai bine pentru tine. Fă ceea ce este corect cu cartea aceasta de onoare înaltă. Dar fă ceea ce este corect față de tine. Da? Pentru că acolo unde ești, ești doar într-o închisoare, metaforic vorbind, și știi lucrul acesta, simți lucrul acesta. Da, ia că te și femeia matură împărăteasa. Acolo unii dintre voi vă gândiți, nu vă gândiți neapărat că este o femeie, da, este energia unei persoane mature, o persoană care știe cine este și știe ce vrea, o persoană care vă inspiră, în unele cazuri este sufletul pereche, este flacăra geamănă și o vezi și te recunoști acolo și vrei și tu acolo, dar ce să vezi, ești, da, iurea, în tramvai aici, pleacă de acolo, dacă ai curajul, dacă te iubești și te respect suficient de mult, spune spiritul poftim cu numărul 11, acest indiciu al flăcărelor gemene este un câștig garantat, da? 777. Bun, hai să vedem și de aici niște mesaje. Ce mai avem? Officer, da? Iată, nu știu, poate să fie o haină de stat, poate chiar să fie judecătorie pentru unii dintre voi, poate aveți de trecut prin instituții de genul acesta, teama voastră de a nu pierde ceva bunuri materiale, dar spiritul spune nu-ți face griji, ai cartea de onoare înaltă aici, care îți spune că nu este cazul, va fi câștig de cauză acolo, da, la urma urmii. Bun, vedem discuții pe care le veți avea cu cineva, poate cereți sfatul sau poate veți discuta cu această persoană despre situație sau despre, da, nu despre situație în mediul online, asta vreau să spun, sau poate veți discuta, iată, cu altcineva despre ceea ce se întâmplă în viața voastră să vă ajute, da, să ieșiți de acolo, pentru că este o situație bolnăvicioasă, nu e bine, urât, urât, urât ce se întâmplă acolo. Bun, haideți să vedem și din partea amorului Ghebos, care sunt mesajele. Ok. O nouă iubire vrea să reaprindă flacăra, poate să fie cineva din trecutul acestei vieți sau din altă viață, știți foarte bine lucrul acesta, poate în cazul unora dintre voi flacăra deja s-a aprins, dar, repet, trebuie luată o hotărâre acolo că nu se poate nici în car, nici în căruță. Ok, Spirit Soul Path spune personal evolution within your relationship, oh my God.
apare o evoluție pe calea relațiilor tale sau pe sectorul relațiilor tale. Spiritul te împinge să mergi, mergi către ceva mai sus, upgraded, da? O variantă mai bună a relațiilor. Hai să vedem și sfatul de aici. Între timp știți ce aveți de făcut, pregătiți întrebarea sau întrebările. Cheer up, înveselește-te, live in the moment, trăiește în momentul prezent, nu mai sta în toată nebunia asta de culori, drame și așa mai departe, trăiește în momentul prezent, bucură-te de cine ești și ce ai aici și acum și hai să vezi cum magia începe să curgă în viața ta. Am ajuns și la momentul răspunsurilor și haideți să vedem. O întrebare și alegeți o variantă de răspuns sau trei întrebări, cum doriți voi. Haideți să vedem răspunsul. Numărul 1 este no need to worry. Nu ai de ce să te îngrijorezi, da? Lucrurile sunt bune exact așa cum sunt. Răspunsul numărul 2 este nevoie de recovery, de a te vindeca, de a te recupera. Este nevoie de lucrurile acestea pentru că, vedem, există foarte multă tensiune, foarte multe oboseală și răni sufletești. Și răspunsul numărul 3, sau poate e nevoie să te vindeci înainte să intri în acea uniune. Ok, pentru numărul 3 avem, nu știu, două răspunsuri, prea puțin probabil și compromise. E ok, poate să meargă, șansele sunt slabe și trebuie să faci foarte multe compromisuri. Ai de ales. Dragii mei, acestea sunt mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!